Este o onoare să fie numit Nicușor Stanciu din America de Sud. What the Fun cu Bianca, Bodonea și Bogdan. An după an, cu fanul pe primul plan. Avem de prezentat un buletin de știri altfel cu Simona Țăranu de la Digisport pe Pro FM în dimineața asta. Știrile perfecte din sport. Din sportul românesc. Din sportul românesc. Da, da, ca să fie totul mai frumos, o să facem cu fundal de știri. Deci, hai să-i dăm drumul. Și aici era un bună dimineața, sunt Simona Țăranu. Bună dimineața, eu sunt Simona Țăranu, bine v-am regăsit la știrile din sport. România tocmai a câștigat al treilea titlu consecutiv de campioană mondială la fotbal. Selecționerul Germaniei a declarat: nu știu de ce mai încercăm, nu vedeți că bat tot covoarele. Jucătorii de la Real Madrid furioși că antrenorul trimite în teren de 4 sezoane doar jucători români. Înțelegem că sunt mai buni decât noi, dar totuși, a declarat Kylian Mbappé, acuzat de agresiune și viol. După o rivalitate crâncenă și de durată, Messi și Ronaldo vor juca în sfârșit împreună. Cei doi au semnat în această dimineață contractul pe 5 ani cu Unirea Slobozia. Mă, măcar sunt în Superligă. Râdeți, dar sunt în Superligă. Da, mă, normal, frumos. Doamne, bine ajută. Că nu mi-a scris aici Ciulnița. Alexandru Mitrița a fost implicat într-o altercație joi seară după ce Erik ten Hag și Hansi Flick s-au luptat pentru contractul său. Mă rog, Erik ten Hag nu e prea pe val, dar Hansi Flick este. Denis Alibek a devenit oficial cel mai cunoscut număr 7 din istoria fotbalului. Cristiano Ronaldo deja a fost uitat. Plânge. Messi a declarat că este o onoare să fie numit Nicușor Stanciu din America de Sud. Ce cum bun e asta. Mă onorează, dar mă și obligă. Exact. Comparația. Ce bun. Și mai avem una? Nervos pe prestația jucătorilor săi de la Farul Constanța, Gheorghe Hagi a intrat pe teren în a doua jumătate și a înscris 3 goluri în 10 minute. Se știe. Eu cred că asta este adevărată. Sau poate fi adevărată. Poate. E super credibil asta. Mai da. Avem? Mai avem? Mai dăm? Da. Nevasta lui Radu Drăgușin l-a convins pe acesta să se retragă din fotbal. I-a declarat: nu mai avem loc de atâtea baloane de aur în casă. Sunt peste tot, pe jos, în dulapuri. Garajul e plin. N-am unde să parchez mașina. Și ultima știre din sport cu Simona Țăranu la Pro FM. O dronă intrată în spațiul aerian al României a fost culeasă din aer și degajată lung de Florin Nică. Fantastic, bravo. Ministrul apărării. Bravo, practic. Ministrul apărării, Florin Niță. Florin Niță. Da, foarte bun. Uite, așa să auzim despre știrile din sport, da. Așa să ne ajute. Sigur. Bunuțu. Pro FM, Open Radio.